Ne-am întors oameni buni în direct și mă certam cu Simona în pauza publicitară ca să vedeți ce înseamnă candoarea și ce... La ora 6, Partidul Mișcarea Populară, în frunte cu Traian Băsescu, depune la Birou Electoral Central listele de candidați. Doamna din imagine este candidat pe listele PMP și îmi spunea că e foarte important să termine emisiunea, că nu mai ajunge, nu, Simona, te rog eu frumos, fă-ți un calcul de așa fel încât să fie acolo, alături de Băsescu, la ora 6 la bec. Îi dăm voie să plece, adică noblețea am remarcat-o că vrea să rămână până la finalul emisiunii. Calculăm să vedem în partea a doua când trebuie să plece Simona din emisiune ca să ajungă. Aveți imagini, dă-le pe full screen. Imagini, oameni buni, cu ușa și cu doamna șefă de protocol, iată, nu dânsa, cea înalt din spate, nu știu cine e doamna de vorbește acolo la cadru, o duduiță, nu știu cine e, are un limbaj non-verbal foarte interesant, dar nu știu cine e. În spatele dânsă este șefa protocolului de la Cotroceni și ușa pe care, peste câteva minute, ce câteva minute, acum trebuie să intre reprezentanții magistraților, procurori și judecători, și de la CSM și de la organizațiile care răspund pe plan național de activitatea procurorilor și judecătorilor, vor intra pe acea ușă și vor ajunge la consultările la care au fost invitați de președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis. O să avem pe telefon și pe domnul Piperea, nu înainte de a vă arăta o știre care m-a cutremurat pe mine și toată România. Domne, România este în stare de șoc. Asta e mai tare, asta e de ultimă oră, nu la asta mă refeream, dar Teddy mi-a venit cu bomba momentului. DNA-ul, reacție dură la proiectul ordonanței de urgență pe codurile penale. Fiți atenți, oameni buni, fraților, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Ce prepară acum Tudorel Toader înseamnă așa. Rejudecarea unui număr de 42 de cauze cu 335 de condamnați definitiv, impactul financiar la bugetul statului, 5,5 milioane de lei, 16,5 milioane de euro și 2 milioane de dolari. Domne, ce nu-ți convine să ai văzut ce a creat pe domnul Traian Băsescu pe timpul dânsului? Cum? Ai cum văzut unde am ajuns într-un final? Ceva. Cum? N-am vorbit la începutul emisiunii că pe vremea lui era stabilitate? Stabilitatea asta însemna că trimitea asta de la DNA sau de la parchet, trimitea bilețelul la instanță. S-a întâmplat și zilele trecute, deci la atâția ani de când nu mai e președinte domnul Băsescu, de a trimis la înalta curte bilețelul, plicul galben, să-i spună bă, lui ăla de 5 ani, ăla de 10 ani. Cine spune asta? PSD-ul, desigur, nu? Ăștia de azi. Dar venim din trecut. Acolo va duce. Toate procesele vor mai dă o dată știrea pe ecran. Mai dă o dată știrea pe ecran. Avem deja... Asta e știrea care m-a cutremurat și pe mine și România. Sebastian Ghiță anunță că nu mai candidează la europarlamentare. Din păcate nimic nu s-a schimbat în România. Membrii ai familiei și zeci de alți oameni au fost iarăși chemați la DNA. Uite, vezi că are de toate oarecum și Surugiu. De către acoliții lui Căveși. Acum, în vremurile noastre, acum, zilele astea, a renunțat Sebi Ghiță, bă, la europarlamentare, fraților, e ca un fel de doliu național. După lacrimile doamnei Avram, mamă, câtă scârboșenie mi-a produs acea imagine. Doamna Carmen Avram plângând în fața camerelor de dragul PSD-ului. Doamne, măicuța Domnului, apără și păzește. Eu cred că plângea de dragul românilor. Domne, te rog, lasă-mă, deci v-am spus nu, că e PSD. Deci nu. Deci Carmen Avram plângea, bă, am avut, eu o știu de când era la Pro TV. Am tot respectul pentru Ursu, soțul ei, omul Voiculescu. Avem imagini live de la Cotroceni, iată-le. Imagini în direct, scoate și grafica, reprezentanții, uite-l și pe Dănileț. Lume bună, tată, CSM-ul. Lume foarte bună la masa consultărilor, în capul mesei președintele Klaus Iohannis, iată-l, zâmbitor și satisfăcut, e normal. Pune pe roate, sunt și consilieri, echipa de consiliere ai președintelui, aveți imagini în direct din sala în care președintele Iohannis a chemat la consultări reprezentanții magistraților. Am văzut-o și pe doamna blondă, îmi scapă cum o cheamă președinta, lasă-mă imaginele de acolo. Cum i-a scos afară? Îi scoate acum afară, lasă în direct de acolo. Astea nu mai sunt în direct? Astea sunt de ieri. Păi dar spuneți și mie când comutați, mă, că prostim oamenii, mințim oamenii că am fi în direct. Bine, colegii mei au fost scoși din încăpere, din încăperea în care au loc consultările. Acum, văzându-l pe Mărie, sunt imagini de ieri, dar nu putem să dăm imagine de azi? Nu, încă nu putem. Bine, vă repet,
au început consultările președintelui Iohannis cu reprezentanții procurorilor și judecătorilor din România pe tema, nu a referendumului, că aia s-a stabilit ieri. Tema este justiția, referendumul va avea loc cu certitudine, nu mai e în faza în care sunt aproape convins. Nu, e chiar convins. Va convoca referendum pe 26 mai, odată cu europarlamentarele. Sună-l pe domnul Pipera, te rog. Sunt îndurerat până la lacrimi că nu mai participă Sebi Ghiță. E ca mine. Știți că eu greșesc foarte rar. Foarte. Bine, mă, și lansez în afirmații foarte rar. Am spus că nu vine acasă Sebi Ghiță. Deși s-au ridicat toate ofreliștile, nu mai are nicio problemă. Dom'le, era curat ca lacrima. Citeam pe banda galbenă la noi la știri. Gata, mă, Sebi Ghiță vine acasă. Ura să bem, să desfacem șampania. Bam, desfăcut șampania, s-a trezit, a devenit o pișoarcă, un fel de vin acru așa, șampania aia, și era dita mai moe Chandon, adică am desfăcut și eu o sticlă de aia de scumpete. Bă, și n-a venit Ghiță acasă, cum dracu se face că am avut dreptate tot eu? Nici nu vine acasă. Nu vine, mă. Acum familia și prietenii sunt hântuiți de DNA. Nu mai candidează nici la europarlamentare, eu crezând atunci că e o harneală, e o glumă, e o prosteală candidatura lui. Ca și partidul lui Gușe. Știți că Gușe și-a făcut partid? Ați și uitat. Cum au găsit? Lasă-mă, mă, Teddy, că vorbesc, vorbesc și eu cu oamenii acasă. Vorbește Teddy din cască. Îmi spune că astea sunt imagini de acum. Mulțumesc mult, Teddy. E la telefon domnul Pipera? E perfect. Imediat domnul Pipera vine la noastră. Vă spuneam, oameni buni. Vă spuneam. Prosteala asta cu partidul Realitatea TV. Ați și uitat de el? Vă spun eu, nu trebuia să uitați că Gușe l-a mediatizat. Și Realitatea l-au mediatizat. Nu mai există. Adică e fum, pulbere, țărână, just dust and smoke, țărână și fum. Ați auzit cumva de Partidul România Unită? Cu cap de listă, cum îl cheamă? Ghiță, Sebastian? Da. Bă, ca și cum n-ar fi fost. Ca și cum n-ar fi fost. Bună ziua, domnule avocat, sunteți în direct. Bună ziua, vă salut. Domnule, supărare mare, am văzut pe pagina noastră de Facebook, domnul Pipera, de ce își permite Iohannis să politizeze lumea justiției? Da, e o întrebare mai neutră decât o faceți dumneavoastră să pară. Nu e neapărat o supărare mare, era o întrebare mai mult retorică, pentru că părerea mea este că acest referendum atât este lipit de niște alegeri, indiferent că vă rog frumos, opriți convorbirea telefonică cu domnul Pipera. Teddy, te rog eu frumos. Domnul Pipera are o voce curată, are un timbru lizibil, vorbește limba română perfect. Fă-n așa fel încât să audă și cei de acasă. Vă rog frumos, și inginerul de sunet. Era o convorbire, ziceai că vorbește din fântâna Blanduziei, căzuse în fântână și de acolo vorbea. Deci o să repetăm apelul cu domnul... Acum e bine, ia să vedem. Domnul Pipera? Da, eu vă aud foarte bine. Așa, domne, acum vă aud și românii, că până acum era o bolboroseală ilizibilă. Spuneți-mi, de ce v-ați supărat că participă judecătorii și procurorii la aceste consultări? N-aș zice că m-am supărat, ci mai degrabă că am pus niște întrebări din punctul de vedere al codului deontologic al magistraților. Cel mai rău lucru posibil este să se implice în politică. Păi de ce asta ce vedem acum e implicare în politică, imaginea asta? Păi de vreme ce președintele, inițiatorul, mă rog, viitorul inițiator al unui referendum, le pune judecătorilor, indiferent că sunt asociații profesionale sau instituții publice ca CSM, niște întrebări cu privire la conținutul întrebării, care ar trebui să figureze ca pe frontispiciul referendumului, și de vreme ce acest referendum este un eveniment politic pentru că a fost lipit de niște alegeri europarlamentare, înseamnă că, indiferent cum ai lua-o, e un demers de natură politică. Sigur că se vorbește despre justiție, sunt de acord, dar cine nu vorbește despre justiție? De 2 ani și jumătate, mai mult de 2 ani și jumătate, toată politica noastră, că e vorba de putere sau de opoziție, bineînțeles, ambele laturi ale eșichierului politic uită de opinia publică, care s-a cam săturat de discuția pe justiție, toată politica românească, repet, discută despre justiție. Domnul Pipera, vă știu bărbat adevărat, om sincer și care își asumă punctele de vedere pe care le are. Veți merge, domne, dacă ne convoacă Iohannis la referendum la vot? La referendum. La acest referendum, dacă întrebarea este... Nu, stați un pic, fără întrebare, nu știm întrebarea.
A, dumneavoastră veți merge sau nu în funcție de întrebare? În funcție de întrebare. Am înțeles. Dacă întrebarea este complet inutilă, spre exemplu, cel mai previzibil este că ne va întreba dacă să se continue sau nu lupta anticorupție. E ca și când ai întreba să mai urmărim sau nu mai urmărim noi ăștia din poliție sau din procuratură. Dacă vă spun ceva public și mi-asum și eu că ne știm de mult timp și sper că ne respectăm reciproc și eu sunt un bărbat adevărat. Dacă asta e întrebarea, nu mă duc nici eu și îi rog oamenii nu, să stea nu mă acasă. Duc pentru că este Dom'le, fac anticampanie eu la B1 până mă dă afară B1 sau dacă nu mă dă afară și B1 va face anticampanie. Cum să întreb oamenii dacă își doresc să continue lupta? De ce suntem țară bananieră? Lupta anticorupție trebuie să meargă cât există corupție în România. Exact. Fără doar și facem, deci nu va fi întrebarea asta. Nu-l subestimați pe președinte. Spuneți-mi, să fim de acord sau nu dacă organele judiciare să-și facă treabă? Păi pentru asta nu va fi asta întrebarea, domnul Piperea. Răspundeți-mi la altfel, că am pus eu atunci am o întrebare care nu v-a provocat, nu v-a băgat în cor suficient. Care ar fi întrebarea de pe buletinul de vot care v-ar determina să mergeți la referendum? Întrebarea ar putea să sune în felul acesta, deși, vă rog, o veți lua un pic ca ceva cam alambicat. Sunteți de acord sau nu să se continue această luptă anticorupție sau fără abuzurile care s-au săvârșit până acum? Dacă pune întrebarea asta, o să-l întreb eu. Băi, domn președinte, care-s, domne, abuzurile la care te referi? Și păi în momentul ăsta da, termina cu referendumul. Noi o să ne întrebăm care sunt abuzurile și o să ne răspundem, uite, astea sunt abuzurile sau cealaltă... Vrei să-l încap canas pe președinte, v-am prins. Nu neapărat, v-am dar prins. Este problema. Știți care e problema? Domnul președinte a făcut niște greșeli strategice foarte mari, iar asta cu chemarea societății civile și după aceea a reprezentanților magistraților, cu sau fără poziție militantă activistă, e una dintre cele mai mari, e un șir de gafe. Prima gafă a fost atunci când a spus despre cei care au venit la referendumul pentru familia tradițională că sunt niște infatuați și că sunt niște, cum le-am mai zis, niște extremiști religioși. Păi ăia... Dacă sunt atenți la ce spune președintele, vor face exact același gen de campanie anti-referendum cum s-a făcut în octombrie anul trecut, de către toată partea de opoziție, pentru că s-a considerat că acel referendum, pe nedrept după părerea mea, este referendumul lui Dragnea. Dar eu vă întreb altceva. Eu aș vrea să intervin puțin. Eu sper că președintele să nu amestece justiția cu politica și aștept după aceste consultări ale domniei sale să cheme la consultări și organizațiile din Poliția Română și să aducă la cunoștință până la urmă că în procesul penal actori sunt și polițiștii și eventual și avocații, dar care cunosc foarte mult din ceea ce s-a întâmplat în justiția română. E bună intervenția aceasta, îmi permiteți și mie o completare? Vă rog, da! Eu sper ca domnul președinte, dacă chiar vrea să fie o consultare realistă cu societatea civilă, cu societatea, că el e un mediator între puterile publice și societate, să cheme la consultări asociațiile profesionale asociațiile păgubiților de către comuniști, pentru că nu le-a dat înapoi statul român niciodată de spăgubiri sau imobilele, asociațiile de consumatori care pierd procese pe linie în justiție pentru că așa li se spune judecătorilor la niște seminarii de la Sinaia, cei care sunt victime ale despăgubirilor, rectific, ale accidentelor și nu pot obține despăgubiri suficiente în instanță, întrucât CSM face protocoale cu asigurătorii, toți păgubiții de justiție, atenție ce vă spun aici, să fie întrebați cam cum ar trebui să arate în general justiția, în așa fel încât lumea să-și recapete absolut necesarul de credere în justiția din România. Mă bucur că sunteți de acord. Stabilitate legislativă. Fără abuzuri. Mă bucur că sunteți de acord cu domnul Surugiu, cu dumneavoastră, dar eu vă spun așa și dumneavoastră, domnule Piperea și domnului Surugiu și doamnei Vlădica. Președintele a spus că va pune pe buletin o întrebare pe care poate să o înțeleagă și vă citez de la surse din interiorul discuțiilor de ieri, pe care poate să o înțeleagă oricine la birt, adică la cârciuma din sat. E corect, dacă președintele a ales calea asta, eu sunt de acord cu el. Întrebarea trebuie să fie de așa natură încât să aibă sens, să aibă efecte majore pentru societatea românească, dar să fie înțeleasă la birtul din orice comună. Că dacă vine cu o sofisticăreală de asta pe care dumneavoastră i-o propune sau i-a propus-o nu știu cine, în momentul ăla s-a terminat. Prezența la vot va fi mai mică decât cea fără referendum. Și să fie în interiorul Constituției. Bineînțeles.
Mulțumesc mult, domnule Piperea, dacă noi astea vreți să mai completați ceva. Sper că s-a auzit ce am spus, că propunerea asta am făcut-o și în spațiul public, pe o pagină de socializare pentru domnul președinte. Adică să cheme realmente persoanele care știu ce vor de la justiție și au experiențe neplăcute cu justiția. Și aici nu mă refer la pușcăriași. Eu nu sunt sătul de discuția despre pușcăriași. Domnul Piperea, hai facem așa, că e mult prea important ce spune și nu vreau să o dau la matineu pe o poză la telefon. Nu vrei să veniți joi sau vineri? Uite, vă sună producătorul, vă sună Teddy să discutăm în platou, pentru că asta cu referendumul nu e de glumă. De soarta referendumului atârnă soarta europarlamentarilor. Da, nu cred că pot să vin joi, dar vineri da. E perfect, e bătută în cuie, Teddy va sta de vorbă cu dumneavoastră și o batem în cuie, dar acum vineri vă aștept la emisiune. Vă spun ceva, oameni buni, și polițiștii, și avocații, și profesorii universitari, societatea civilă, și asta îi spun că știu că este primit raportul zilnic la președinte, ce a spus presa română despre el. Îi spun, domnule Iohannis, e bine și cu procurorii și cu judecătorii. Foarte bine. Lipsesc niște actori, dar înțelege lipsesc, ce bravo, spun. Lipsesc bravo, niște Iulian, actori. Bravo, Iulian. Și cu permisiunea și tu? Cu permisiunea ta, când ai să mă inviți prima dată, o să-ți vin cu documente în care îi ceream președintelui, domnul Iohannis, încă din anul 2015. Băi, eu cred că președintele de să... E atât de important, domnul președinte, ce faceți, încât nu ezitați să invitați și reprezentanții cadrelor didactice. Noi să sunteți profesori de fizică, dacă mi-aduc aminte. Nu? Profesorii vor și ei să spună punctul de vedere pe un referendum care îi vizează. Și sunt zeci de mii cu familii, cu toți, sunt sute de mii de profesori. Știți foarte bine. Domnule, poate invitați, adică în sensul că și ăștia cu... care fac bine oameni, că uite... Mihai Tudose, să-i dea Dumnezeu sănătate. A fost salvat de la moarte ieri, de echipe medicale românești. Bravo lor! Să-i dea Dumnezeu sănătate și sunt alături și sindicatul bravo, pe care reprezintă alături de domnia bravo, sa. Bravo, domne! Ieri eram în emisiune când s-a întâmplat. Adevărat. Eram în direct când s-a întâmplat necazul, ferească Dumnezeu, cu Mihai Tudose și ne rugam toți aici, îmi spunea directorul de imagine în pauza, băi, sper că e un om care... Da, mă, toată lumea se roagă de sănătate. Dar, domn președinte, poate îi consulta și pe medicii care salvează vieți. Că poate au și ei un punct de vedere față de referendumul care le vizează și lor viața. Spitalele alea sunt și ei vizați de asta. Eu mă gândesc așa. Nu spun să invitați presa, fără de care n-are loc niciun referendum. Știți că, domnul Iohannis, fără presă faceți vorba lui Băsescu. Fără presă îl faceți la Ardeală, domne. Deci nu zic să invitați presa. Dar invitați-i pe toți actorii sociali. Nu, dar trebuie să găsite soluții împreună, trebuie să găsite soluții viabile. L-ai găsit la telefon pe Dide. Și stabilitate până la urmă, da. Dide nu răspunde. Nu răspunde Dide la telefon, s-a întâmplat ceva, că Dide nu răspunde întotdeauna lui Teddy. O fi la consultări. Nu e la consultări, că a fost ieri. Deci întrebarea trebuie să fie categoric legată de asigurarea stabilității legislative, da? Și vorbim aici de coduri, de codurile penale. Nu vă las, penale, doamna Vădica, nu vă las, doamna pentru că... Doamna profesoară, vedeți că rog, sunt de legile justiției, ceva, de independența sunt 100 justiției. Și ceva de articole neconstituționale pe corect, care se bâlbâie și nu le fac. Fiate că și-a pregătit... Nu uitați că doamna Macovei a schimbat codurile penale într-o noapte și a pregătit doamna Vădica și-a pregătit nucleara pentru tine. Fii atent acum. Întrebare. Că nu o las, știți că nu o las. Teddy nu mă lasă în cască. Nu o lăsa, nu o lăsa! Nu o las, Teddy, fii atent. De câți ani predați? Sunteți profesor universitar, de câți ani? Păi să mă gândesc... În învățământ de câți ani, domne? Da. Stați așa puțin, că eu am 4 copii și trebuie să mă raportez la ei când discut despre aceste lucruri. Fata mea abia născusem când... Nu, eram gravidă când am început munca la universitate. Deci, 12 ani. De? Da, 12 ani. De 12 ani în învățământ, da? Și vreți să vă uimesc acum cu salariul meu? Da, domnule. O să vă vreau să știu ce grad didactic aveți. Sunt lector universitar și doctor în psihologie. Bravo, deci aveți și doctoratul, aveți, da, predați la facultate, da? Corect, la facultatea de psihologie, Universitatea Ecologică din București. Bravo, spuneți-mi și mie, ce... A, la privat? Ce? Păi stai-mă puțin, că nu e bine, nu, stați un pic, că nu e are... Sunteți salariat la privat? Sunt la privat, da, deci fac parte din cei... aproximativ 3 milioane de... Cum n-are nicio relevanță? Nu, n-are. Cum n-are? Că nu mi-a crescut salariul de nu știu câtă vreme? Ce? Cum? Păi da, exact, bravo, Teddy, le-a crescut salariul la stat, nu la privați. Corect, și nu mă interesează corect cât plătesc România, facultatea română-americană sau cât plătește facultatea Hiperion sau Nicolaia. Spune, spun pe toate ca să nu avem probleme. Am foarte mulți prieteni. Nu, mă, stai un pic. Nu, dar eu vă întreb. Vreau să spun următorul lucru, 10 secunde, da? Bun, în timp ce profesorii pot să facă meditații, pot să deschidă cabinete, dragi, agenții mei de poliție n-au voie să facă nimic, da?
Nimic în afară timpului de serviciu, că îi cercetează DNA-ul și DGA-ul. Bă, ca să fiu sincer, la ce vârstă ieșiți la pensie și după aceea v-am plăcat de tot felul de afaceri? Dacă să fiu, nu, mă, ca să fiu eu sincer, că emisiunea asta e caracterizată de sinceritate. Detectiv sau orice agenții de poliție, puțin, e adevărat, puțin, dar pot lua șpagă, mă. Am să spun următorul lucru. Dacă în țara asta exista DNA, DGA, pentru toate structuri, pentru toate domeniile de activitate, trebuia să mai facă Tudorel vreo 5 pușcării. Auziți, ce nu oprește legea, oprește buna cuvință. Ia să-mi spună mie, domnul ministru al finanțelor, cât s-a dus sau de la profesori care fac meditații, cât s-a vărsat către stat? Nimic. Nimic? Bun. Ce e? Dar dumneavoastră ați putea să trăiți cu un salariu de... Ridica tot nu la mine că eu am făcut emisiuni. Să mă duc acum către pop, da? Eu am făcut emisiuni pe tema asta. Mă curăște la blesteme. Eu am făcut emisiuni pe tema asta, vreau să spun așa. Pentru a fi corectitudinea completă. Știi și informația corectă. Furăm 4%, noroc ori furăm ori nu furăm. Noroc cu poliției române și Alus Rugiu, care e lider de sindicat la ei, la agenți. Sunt generațiile astea care vin acum de pe băncile școlii. Ăștia care au acum 26, 27, 25... Le-am spus cum îi cresc. Ăștia, polițiștii de până în 30-35 de ani, bă, nu mai o au pe aia cu șpaga, adică nu spun că a dispărut, doamne iartă-mă. Am constatat-o eu care m-am vârt și eu până lumea Bucureștiului, unde e cea mai aprigă lume din punct de vedere al poliției. De ce? E traficul cel mai îmbârligat, sunt cele mai multe abateri pentru că n-ai cum, dacă mergi regulamentar mori. Deci când ai plecat de acasă și vrei să ajungi regulamentar 100% la serviciu, nu mai ajungi niciodată. Niciodată. Și atunci există o înțelepciune și o eleganță coroborate în trafic, cu bunul și cu bunul simț și cu respectul participanților față de agentul de poliție. Dar nu mă las un pic că e promo-ul meu pentru poliția română la 48 de ore de la ziua lor. Să știți, numai aici a fost. Fenomenul ăsta cu hai trage pe dreapta, dă și mie suta în buletin sau în ce dracu ai, cum se cheamă ăla, permis. Permis, în talon. Ok, bine. Asta ca să... Dar, Iulian, aici tu eleganța și corectina să spui că profesorul universitar în România la stat, nu la privat cum e Simona, la stat, are după o viață de catedră, primește cam cât un polițist după vreo 4, 5, 6... Nu e adevărat. Ei, nu e adevărat. Fals. Eu câștig într-un an cât câștigă alții într-o lună. Chiar? Da, chiar. Am rămas uimită când am completat declarația. Polițistul ia salariul mai mic decât un șofer pe ambulanță, da? Cu cine vreți să mă compar, fraților, când polițistul stă cu cuțitul la gât în fiecare zi? Cu cine vreți să mă compar? Luăm publicitate și revenim cu... Dar eu care educ generații și creez profesioniști în domeniu, care i-a spus pe politicienii ăștia, doamnă, s-au dus țara la rupă. Nu dumneavoastră, tot profesorii au creat și pe ăștia care a făcut țara. Publicitate și revenim imediat. Dialogul, după cum vedeți, merită. Cu doamna profesor universitar Simona Vlădica și cu Iulian Surugiu. Am deschis telefoanele, că știți că emisiunea asta este mai mult a voastră decât a noastră, fapt pentru care pe tema referendumului vă aștept cu puncte de vedere în direct. Imediat o să luăm telefoane. Vă reamintesc că, așa cum vedeți în imagini, sunt imagini de acum fix 30 de minute, la Palatul Cotroceni au loc consultări ale președintelui Iohannis cu lumea magistraților, cu lumea procurorilor și judecătorilor, cu toate vârfurile, notorietățile, valorile acestui sector de activitate, justiția română, procurori și judecători, pe tema întrebării pe care președintele să o lanseze pe buletinul de vot pentru referendumul din 26 mai. Mihai, din București, ești în direct, te ascult. Întrebare, da? Da. Sugestie pentru președinte, da. Sigur, pentru președinte, dar înainte de întrebare vreau să vă spun că Dăncilă a procedat corect. Că e posibil pe viitor, Doamne ferește, să apară nazismul în România. Israelul știe ce înseamnă nazism și atunci Israelul ne apără de nazism. Și acum la întrebare. Bun. Întrebarea sună cam așa. Sunteți de acord ca cei care au furat case să nu mai candideze pentru Cotroceni? Deci tot pe justiție, tot pe ciordeală, tot pe hoți. Deci cei care au furat case de la stat ai fost candida la pentru Cotroceni? Corect, bună întrebare. Păi e vizat chiar președintele la întrebarea ta. Oricine. Am înțeles. Bună întrebare. Bine, Mihai. Mergem mai departe. Mersi mult. Ce te faci cu Constituția? La Sibiu, Lucian, ce zici? Ce te faci cu Constituția? Stai puțin. Tu n-ai înțeles ironia din da, cel... era o întrebare cu un care a vrut să-i dea o palmă lui Iohannis în direct în emisiunea mea. Și aș fi reușit. Ești la Sibiu, ești în direct.
Lucian de la Sibiu, referitor la referendum. Te rog frumos, stai un pic la telefon. Întrebarea... Luciane, stai un pic la telefon că am o problemă. Și Traian Băsescu și colegii de echipă ai Simonei Vlădica dau mesaje în disperare. Da, domnule Băsescu, suntem... Așa e, aveți dreptate. Mulțumesc mult. Dane, te rog frumos, vino, decablează-o pe doamna profesor. Decablează-o, decablăm. De ce? Dă-mă cadrul general, că v-am spus că emisiunea e transparentă. Inginerul nostru de sunet o decablează. Pleacă acum la biroul electoral central. Listele cu drag. Eu vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat. Trebuie să plece pentru că peste 28 de minute PMP-ul depune listele la europarlamentare, la biroul electoral central, aici undeva la câteva sute de metri de noi. Mulțumesc mult, Simona. Te ascult la Sibiu, iartă-mă, ești în direct. Referitor la întrebarea pentru referendum. Da. Justiție independentă, nu ca acum pentru hoț. Care e întrebarea? Așa vrei să scrie pe buletin? Da. Justiție independentă, nu politizată ca acum pentru hoț. Bă, voi n-ați înțeles și la referendum, bă, trebuie să fie o întrebare la care să răspundem cu da sau nu. Păi da sau nu? Cu asta, cu justiție independentă? Toată lumea vrea. Da, păi independentă, asta... da. Bine, mersi mult la tot. E ca și lupta cu anticorupția. Mergem în Dâmbovița, salut Costică. Stai mă, Iuliane, Costică, ești în direct în Dâmbovița. Zi tu, frate, o întrebare pentru președinte, să o punem pe buletinul de vot. Să trăiți, domn Barbu. Hai, noroc. În Dâmbovița mă deranjează, numele meu e Georgescu. Ești în direct. Domn Barbu, știi ce rugăminte am eu la dumneavoastră? Da, nu știu. Am o mare, foarte mare rugăminte. Mai reduceți, domnul Barbu, din reclamele astea, că Constantine, eu sunt perfect de acord, nu mai dau de mâine nicio reclamă. Te rog eu frumos, treci pe la București, pe la caseria lui B1, vezi cât fac reclamele astea, că astea sunt salariile noastre. Și după aia, după ce ne dai tu bănuții, nu mai dăm nicio reclamă, promit solemn. Păi ce vrei să... Noi, știi care e diferența? Nu, Costică, noi trăim, noi B1 trăim din reclame. Din păcate sau din fericire, cum vrei tu, de-aia ne și permitem emisiunile astea. Că dacă am trăit din... nu spun ce, nu ni le-am permite pe emisiunile astea. Am fi ca alții cu lesa de gât ce ne dă listă ăla de sus. Bă, uite asta, îl înjuri pe asta, ăla îl îndis pe ăla, îl calci în picioare pe ăla, dacă nu vrea pe ăla și așa mai departe. Am înțeles, domnul Barbu, da. Costică, pentru a vorbi liber cu tine în Dâmbovița, trebuie să dau reclame, mă băiete. Am înțeles că ăsta e TV, dar e prea multă, da. Dumnezeu, din două ore care aveți de program. Bine, și emisiunea asta e proastă emisiunea, dar are și atâtea de multe reclame în ea. Ei, nu, că emisiunea e foarte bună, dar prea multe reclame, da, domnul Barbu. Da, zi întrebarea pentru președinte, Costică. Întrebarea pentru domnul președinte e exact ce a spus și vorbitorii mei înainte. Nu depinde de noi. Noi suntem mărunței. Așa, noi suntem mărunței așa, dar președintele țării știe ce are de făcut. Bravo! Bine, întrebare. Ei, bine că știe președintele ce întrebare să pună. Rodica, ești în direct să rămână. Așa ceva. Întrebarea mea pe care aș oferi-o este dacă vrem o țară cu un parlament în două camere, cu 300 de parlamentari și cu o justiție dreaptă, bravo, corectă, egală pentru, bravo, toată lumea. Rodica, nu o să o pună niciodată întrebarea asta și îți spun de ce. Vorbeam cu Surugiu, vorbeam cu Iulian deja în pauză. Două întrebări. Cum? Nu, mă, spune de ce nu o să o pună. Pentru că ar însemna să fie al doilea după Băsescu cu aceeași întrebare. Tu dacă ai fi președinte, Rodica, ai pune întrebarea pe care a pus-o și Traian Băsescu? Mai nu ți-ar reproșa și soțul acasă? Păi bă, Rodica, ești președinte României și te-ai gândit să pui aceeași întrebare ca Nea Traian? Domnul Barbu, aș pune pentru că eu vreau un parlament de 300 spui, Rodica, de persoane. E corect, numai că are ghinionul întrebarea asta, că a fost pusă și de Traian Băsescu. Eu cred că orgoliu nu o să-l lase pe Iohannis să pună întrebarea asta. Dacă vrei părerea mea. Dar oamenii, să știți că vor în continuare 300 de parlamentari. Corect, bravo, bravo. Trebuie să luăm publicitate. Eu că aș vrea, doamnă, câte doi deputați și un senator de fiecare județ că ajung. Da, este, e o idee. Păi cam acolo ajungi, la 100 cu 200. Cam acolo ajungi. Da, vorbesc serios. 90 de senatori, 100 și 200 de deputați. Cu București cu tot, că Bucureștiul trebuie să dea mai mult. Luăm publicitate și revenim, că tocmai ce se plângea Costică că avem prea multă publicitate. Ena, hai că mai luăm una. Împreună cu el.
Ne-am întors în direct, ultima parte a unei ediții speciale. Au loc negocieri, nu, consultări la Cotroceni, ăsta, președintele României cu cei din justiție, cu magistrații, domnul Iohannis, la telefon din Florida. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Teddy, cum îl cheamă? Gabi din Florida, ești în direct. Ești? Alo? Alo? Da. Alo, tinere din Florida. Foarte bine faci, zi. Sunt în România. Acum te-am sunat. Sunt plecat de 39 de ani. Ești plecat de 39 de ani în state. Uite, bravo. Este un lucru bun. Ai scăpat de partea cea mai rea de după 89. Sunt membru al Partidului Republican. Partidul Republican American. Bravo. Da. Deci nu sunt partizan. Membru. Bă, deci ești membru al Republicanilor. Deci faci politică în America. Exact. Ce părere ai de Donald Trump? Cel mai bun. Normal, bă, republican al tău, dar eu te întreb așa pe bune, lăsând vrăjeala deoparte. Ți se pare în regulă ce face cu voi, cu americanii, sau nu? E nevoie de unul ca el. De ce? Trebuia cineva să pună la punct lucrurile. Bravo, tată. Corect. Corect. Da. Și la noi e nevoie. Spune-mi, te rog frumos. Că face acum zidul. Acum vreau să spun ceva cu referendumul. Stai așa, zici și cu referendumul. Păi că tu ești pasăre rară, mă, rar prind un român de 40 de ani în America. Și membru al Partidului Republican, partid la putere în America. Zi-mi și mie, cum se pare că face zidul ăla cu Mexicul? E nevoie. De ce? E nevoie. De ce? E nevoie. O să vedem mai târziu. Bine, ultima întrebare și după aia venim la referendum. Ți se pare că ne împinge ușor, ușor el și cu Putin ne împing la război? Niciodată nu te gândi la război. Nimeni n-are curajul să înceapă. Doamne, să-ți dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate, să ai dreptate. Așa să fie ca tine, frate. Acum zic cu referendumul. Referendumul, părerea mea personală. Ce va face să vă pune întrebări, dar rezultatul mi-e frică că o să fie zero până la urmă. De ce? Are multe să votează, dar nu să țin cont de ele. Deci e apă de ploaie. Apă de ploaie. Dar îmi spun o întrebare. E singura întrebare. Zi repede că mai am 10 secunde. Zi repede. Bun. Singura întrebare care salvează România de la unde este următoarea. Ce doriți? Republică parlamentară sau prezidențială? Unde bravo, mersi mult de tot! Băi, pe sufletul meu, mersi mult de tot, nu mai am timp. S-a terminat emisiunea, rămâneți cu BUTV. O întrebare bună. Întrebare bună, mă. Bravo. Bravo, bă, băiete. Întrebare bună, una, rămâneți cu BUTV. Răzvan